La Marie Curie, toată patologia cardiacă pediatrică este diagnosticată. Deci cazuri simple, cum ar fi defectele interatriale sau defectele interventriculare sau canalele arteriale permeabile, sunt destul de frecvente, dar și patologia complexă, cordul univentricular sau ateriziile de pulmonare, de tricuspidă, evident, sunt diagnosticate. Pornim de la cardiologia fetală, deci se face diagnostic fetal, știm exact mama și fătul să-l consiliem și știm ce avem de făcut după naștere, după care, evident, copiii sunt văzuți de la, din prima zi de viață, dacă e necesar, până la vârsta optimă pentru intervenția chirurgicală.